de oportunitate care este parte integrantă din acest proiect de hotărâre. Nu ce spuneți dumneavoastră. A doua problemă. Acest contract, conform proiect de hotărâre, acest contract de delegare a serviciilor este în conformitate cu legea 50. Domnul Dumbrava, adică ce puteți în legea 50 când dumneavoastră sunteți cu delegarea de gestiune pe teritoriul județului Călăraș a unei investiții pe fonduri europene viitoare? Este greșit. Vreau să vă spun că este greșit. Pentru că acest contract nu trebuie să se numească contract. Greșit. Vă rog să mă ascultați. O secundă. Poate dacă dumneavoastră ați încadrat deja că e greșit, trebuie să argumentați ce e greșit. Lăsați-mă să vă explic. Titlu. Trebuie să spun că este o greșeală. Este o greșeală. De ce vă în urbanism? Ce căutați în urbanism? Domnul președinte. Legea 50, legea urbanismului. Ce cauți un urbanism la fonduri europene? Domnul președinte, este o greșeală. Și vă rog pe domnul Fulga să ne explice de ce se numește contract de delegare de gestiune a serviciilor. Pentru că sunt două servicii, de apă și de canalizare. Bun. Și acest contract de delegare nu a fost cumva prin 2000 și ceva? Exact, domnule. Și acum ce facem? Îl refacem, aducem act adițional sau delegăm din nou gestiunea acestui serviciu? Ce scuze, poate nu a fost. Păi nu, te rog frumos. Dumneavoastră nu ați înțeles. Eu am înțeles foarte bine. Ce facem? Delegăm din nou acest serviciu? Adică facem din nou procedura? Tocmai asta am explicat. Păi schimbați titlul, domnule, schimbați titlul la acest proiect de hotărâre, că nu e bine ce ați făcut. Titlul. Dacă vreți să vă spuneți când pot intervenim. Adică, vă rog frumos, să mă ocupe la care zic că ne pricepem puțin și nu sunt aberant în ceea ce spun. Nu, domnul consilier, vă respect punctul de vedere. Problema e să mă faceți și pe mine să înțeleg. Ce doriți? Deci noi, la momentul ăsta, pentru să putem să punem documentele pe care le solicită, da? Autoritatea de management în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, ne cere aceste documente. Eu acum, prin toate delegările pe care le avem reprezentanții în adunarea generală, în Consiliul de Administrație, încercăm să venim în fața dumneavoastră a Consiliului Județean să dăm aceste aprobări de delegare de gestiune, așa cum le solicită ei. Ăsta e programul POIM, spune delegarea de gestiune de către Consiliul Județean, că investițiile care vor fi făcute pe teritoriul județului Călăraș intră în proprietatea... Este altceva, domnul președinte. Aveți dreptate. Eu am înțeles esența și aveți dreptate. Dar este greșit cum au pus problema, ce au scris aici. Dacă ne spune pe fonduri europene să mergem într-o direcție, noi respectăm direcția care ne se spune de la autoritatea de management. Pentru că Jasper suie cel care ne-a dat... Nu se aproba un contract de delegare a serviciului. S-a aproba un contract de administrare sau de darea în gestiune a anumitor investiții. E altceva. Că nu le avem încă. Când nu le avem. Când nu le avem. Urmează să le realizăm. Asta vreau să spun că este greșit ce s-a scris aici. Nu, dar e o propunere? Nu, am avut să... Decât să fac o situație că este greșit. Schimbătit. Într-adevăr, aveți dreptate în ceea ce privește formula. Este destul de dificil de încadrat. Tocmai de asta și nouă ne-a fost dificil să elaborăm acest proiect și să-l înțelegem în discuțiile cu autoritatea de management. Ei ne condiționează să facem parte din acest proiect de hotărâre, pentru că va fi o singură delegare la nivel de județ către un singur operator pe baza contractului de delegare deja semnat din postul de mediu, deci din proiectul anterior, atunci când s-a făcut delegarea către operatorul cu acționariat public, Ecoaqua S.A. Astăzi, noi nu urmărim decât ca prin proiectul următor, investițiile care le facem, să le dăm aceluiași operator. Nu le putem da printr-o procedură separată. Nu de face o licitație sau închiriere. Nici nu putem să facem altfel. Pentru că ar putea să veni un alt operator național, și dau exemplu Raja Constanța, care să vină să liciteze acele investiții. Deci nu vor putea fi scoase la licitație pe un alt contract. De asta vrem să intrăm, să facem parte din același nici contract. Nu putea să și așa are și logică solicitarea Ministerului. Și atâta.